Hei și salutare lume, aici Robin și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi băieți, să ne spawnăm și noi o mașină, să avem, nu mai avem cont premium, ceea ce înseamnă că pot să-mi spawnez doar maxim două mașini. De aceea trebuie să ne spawnăm o mașină care are benzină, deoarece majoritatea mașinilor mele nu au benzină mai deloc. Ia să vedem dacă avem noroc cu acest LG, dacă are benzină sau dacă nu are benzină. Dar are chiar multă benzină. Îmi aduc aminte că avea NOS mașina asta, dar acum nu mai are. Ghiciți de ce nu mai are? Fiindcă i l-am scos deoarece eu când eram în PD i-am vânat, dar vânat în continuu de Post Hunter și mi-am scos NOS-ul de pe o mașină. După a început să-mi placă foarte mult fără NOS. Și mi-am scos NOS de pe toate mașinile, fiindcă mă enerva foarte mult butelia aia de gaz și o știță aia de acolo din spate. Mă enerva enorm de mult. Nu știu de ce mă enerva, dar mă enerva. Adică este NOS, da, NOS, am înțeles, dar nu te să semene NOS-ul ăla cu butelia de gaz. Adică, frate, ori mașină pe gaz, ori NOS. Adică eu când aud cuvântul NOS mă gândesc, nu știu, ceva pus în spate, propulsie, ceva acolo, un cai putere, un cal chiar, și un cal în spate, în portbagaj. Hai de capul meu. Îmi imaginez copitele de la cal cum ies din portbagaj. În fine, hai că deja pălăvrăgim cam mult. Am înțeles, s-o băgat pisica în fața monitorului, nu mai văd absolut nimica. Hani, dă-te, te-o frumos, dă-te. Știți care e faza? Eu am un bol aici cu un peștișor, fix aici lângă monitor. Băi, și pisica asta, băi, al dracu de pisică. Bă, nu, dar nu lasă-mă peștele ăsta în pace deloc, frate. Îl chinuie, îl freacă la cap, nu știu ce-i face la peștele ăla, dar să-l las odată în pace, frate. Hani, te rog frumos, lasă peștele. Gata, ca să poți să filmezi și un episod aici. Oh, mi-am adus aminte, frate, pot să-mi cumpăr crates. Am înțeles, să bag pinul, hai să băgăm pinul, ce să fac. Gata, am băgat pinul. Hai să luăm pe aici pe contrasens, că la 169 de jucători niciun PD cred că nu există pe serverul ăsta. Adică dacă sunt PD, o mai rămas aia cu rang 6 și cu rang 5, rang 4, cam așa. Care nu prea se gândesc să se ducă, mai ales în San Fierro, San Fierro care e cel mai depopulat oraș, deci am scăpat. Bun, vreau să luăm pentru începutul încă aici, până ajungem acolo, vreau să vă mulțumesc enorm de mult, enorm, enorm, enorm. Nu știți cât de recunoscător vă sunt pentru like-urile, pentru susținerea, pentru vizualizările pe care mi le-ați oferit. Deci, când m-am uitat, când am deschis YouTube-ul și am văzut acolo ce susținere mi-ați acordat, bă, mai erau puțin și îmi dădeau lacrimile, frate, știți de ce? Eu l-am postat de o lună, chiar mai mult de o lună, cred. Și mă gândeam că voi strânge, nu știu, 20 de vizualizări, 10 vizualizări, hai, maxim 50, să zicem, de vizualizări. Și 1, 2, 3, 10 like-uri cam acolo, maxim. Maxim, hai, 15 like-uri m-am gândit. Dar mi-am primit peste 40 de like-uri și peste 500 de vizualizări. Adică mi se pare foarte, foarte mult. Și vă mulțumesc enorm de mult pentru susținere și pentru că eu te pudă. Ia uite că e pădâșe, nu e doar mașina, cred că e un rob pe aici, un Angel Pine. În fine, și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, nu știți cât de mult m-a făcut, cât de bine m-a scos să mă simt. Eu când am unele momente așa mai proaste, intru pe YouTube și când vă citesc comentariile, deci mă schimb, mi se schimbă starea pe loc citindu-vă comentariile și țin să vă mulțumesc enorm de mult pentru susținerea acordată, chiar vă mulțumesc și sunteți cei mai tari. Ca să știți, din partea mea sunteți cei mai tari dintre toți. Voi sunteți cei mai tari. Și puteți susține chiar și acest episod cu un like. Să strângem mai mult, dacă am strânge mai multe like-uri decât la episodul trecut, chiar dacă slabe șanse sunt. Slabe șanse, dar dacă strânge mai mult, o să mă bucur și am să vă, nu știu ce am să vă fac, dar am să fac ceva. Deci vă mulțumesc enorm de mult pentru susținerea acordată. Vă iubesc enorm de mult. Și cred că deja știți asta, hai că vă spun de 5 minute vă tot complimentez. Te surcam pe celălalt, dar stai, eu n-am jucat Sam nici de o lună, nu mai joc Sam, nu mai știu absolut nimic cu jocul ăsta, deci cred că pe celălalt erau creaturile alea. Și oare există un gift? Get gift. Un quest, nu există niciun quest, azi că mi-am oprit. Vă dau un sfat. Când mergeți cu o mașină, urca și urcați și la două mașini de asta mai proastă, să nu cumva să o opriți.
Dacă opriți mașina, poate să, nu știu, să se ducă în jos și nu mai puteți urcați cu ea, de aceea trebuie să mențineți turația la maxim, adică să țineți apăsat pe W tot timpul. Hani, lasă peștele la odată în pace. Tu dacă erai pește și veneau pisică la tine și vrea să te mănânce, cum reacționai? Acum dă-te din fața monitorului, doamne, ca să dea pisica asta cum face, doamne. Bun, cred că deja ați văzut după titlu cum să obțineți orice mașină gratis. Oarecum gratis. Pentru cei ce vor să știe, urmează fuziunea. Orice mașină, orice casă, aici spun și casele și bizurile. Pentru cei ce adică cred că toți știți, vine fuziunea. Nu știu cine cu cine se unește, oricum cineva se unește cu cineva, asta știm sigur. Ba se unește 1 cu 2, 3 cu 4 sau 1 cu 3, 2 cu 4 sau 2 cu 3, 1 cu 4, deci poate să fie enorm de multe combinații, pardon. Nu contează. Pe noi ce trebuie să ne intereseze bizurile, mașinile și astea. Imediat o voi spune, stați cum pe un credit de aici. Cât avem? 200 și ceva de mission points, 2000 și ceva, hai că e bine frate, mai cumpărăm. Hai cumpărăm câteva, cumpărăm mai multe, lasă peștele, honey. Mission points și mission points, ca să luăm mai multe, ca să luăm și noi puțin premium. Com premium, că nu e bine, nu e bine deloc să n-am com premium. Și să facem level 80 odată ca să avem com premium permanent, să scăpăm odată de toată nebunia asta. Încercăm să sărim cu mașina după cilea de aici ca să ajungem mult mai ușor. În fine, revenim la subiectul nostru din această seară minunată sau zi. Cred că voi vedeți episodul ăsta ziua, ca să-l postez cam pe la 1 și cred că-l vedeți ziua. Deci stai să vedem cu mașina asta cum putem. Mamă, ce șmecher am sărit. Repair, nu sunt mecanic, hai că mergem să o reparăm. Deci, cum poți să obții un biz, o casă, o mașină gratis? Bun, revenind, vine fuziunea. Serverele se vor uni. Foarte multe persoane, zicem, au o casă la, uite, unul are o casă la 50 de K. Ha, nu, hai să punem mai mult. Are o casă la 200 de K. Bun. Gigel, un jucător de pe RPG3, are o casă la 200 de K. Zicem că RPG3 se fuzionează cu RPG1. Acolo cineva are o casă, tot un Gigel, are o casă de 300 de K. Evident că lui Gigel de pe RPG1 îi rămâne casa și lui Gigel de pe 3 îi se ia casa. Și Gigel de pe 3 se gândește, bă frate, îmi va fi luată casa, dar nu o să primesc banii pe care i-am dat eu pe ea. Că staff-ul vă garantez, nu o să vă ofere suma pe care ați dat-o voi pe casă când ați cumpărat-o. Nu, o să vă ofere o sumă mai mică, cum au spus, din cauza jucătorilor mai mici. O spus și ei pe forum, din cauza că sunt mai puțini jucători, 169 de jucători la ora asta. Deci, din 200 de K pe care i-ați dat, voi veți primi, nu știu, 150 de K, 100. 100. E, ce o să zică Gigel? Bă frate, eu n-am cum să fac chestia asta, să-mi las casa să-mi fie luată. Trebuie să o vând până la fuziune. Ei, Gigel se duce la CNN fain frumos și pune acolo, vând casă, preț 300 de K. Prețul caselor vor începe să crească, dar unele vor scădea. Înțelegeți ce vreau să zic? Uite, zicem, nu știu, ar putea fi, uite, Gigel de pe 3 și Gigel de pe 1 au aceeași casă, dar sunt prieteni. Ce ar putea să facă ei? Aici o luăm altfel. Gândiți-vă. Luați-o logic. Gigel de pe 1, fiindcă are casa mai scumpă, o vinde la preț mult mai scump, deoarece casa lui va rămâne pe server. Și gândiți-vă la serverul ăla, cel mai... serverul unde toate astea... toată averea rămâne jucătorului. Adică dacă RPG1 se fuzionează cu RPG3, jucătorilor de pe RPG1 le rămân casele, bizurile și toate alea. 9 de pe 3 ne vor fi luate. Ei, ăștia de pe 3 vor încerca să vândă toate casele, toate bizurile la un preț destul de mic. Uite, dacă tu ai cumpărat o casă la 300 de K, revenind, să zicem 300 de K,
și staff-ul îți dă 150.000 pe ea, da? Zice, pe bizul sau casa pe care ai cumpărat, tu îți dă 150.000, ei, tu fiindcă ești deștept, nu te duci o vinzi la 200.000, chiar dacă dai 300, o dai mai ieftin, dar nu o dai atât de ieftin cât îți dă staff-ul. Cred că v-ați prins de ideea asta. Așa puteți să luați chestii foarte ieftine acum, deoarece jucătorii încep să vândă foarte repede bizurile și casele ca să scape de ele, ca să aibă mai mulți bani, deoarece mulți nu se încred în staff. Vă garantez, nu toți se încred și mai bine să aibă deja banii dați și când se face fuziunea deja să fie totul gata și să-și cumpără o casă nouă sau un biz sau ce-o vândi, decât să le rămână și după fuziune să primească o sumă foarte mică, chiar 20% ar putea să primească din prețul pe care l-au plătit. Înțelegeți? Așa puteți să luați niște case bizu foarte ieftin, la un preț mult mai ieftin, deoarece așa gândesc oamenii, pur și simplu, și da, dacă v-ați duce poarele de vârf pe Bizon, pe server RPG3 sau nu știu, RPG4, pe serverele astea care sunt mai noi deschise, care vor fi acaparate de celelalte servere mai vechi deschise, înțelegeți? Veți vedea că mulți încep să-și vândă casa, bizu, mașina nu, că mașina nu va fi luată, dar vor începe să-și vândă bunurile astea care, care nu pot aparține două persoane, înțelegeți? Cred că ați înțeles ideea. Vă mai explic încă o dată ca să o înțelegeți. Încă o dată, ultima dată, că poate sunt unii care nu înțelegi și merită să le mai explic încă o dată. Începem cu aceeași etimologie. Gigel, DP3, știe că va veni fuziunea și serverul RPG1, să zicem, îl va acapara. Ei, are o casă la 300.000. Deoarece știe că staff-ul poate să-i dea o sumă mult mai mică de 300.000, zicem 150.000, fiindcă jucătorii au scăzut, prețurile caselor au scăzut drastic dintr-un timp. Ce se gândește Gigel? Ei, eu până acum vindeam casa la 300.000 înainte de fuziune. Acum că am aflat de fuziune, trebuie să o vând mai ieftin ca să scap de ea. Dar nu să o vând chiar atât de ieftin încât să fie prețul pe care staff-ul mi l-ar acorda. Înțelegeți? Și vinde la 250 sau 200. Înțelegeți? Dar nu-l vinde la 150. Deci oricum prețul scade mult mai mult. Mult, mult, mult mai mult la bizuri și la case. Dar cât să aibă și ei un minim de profit, nu știu. Niciunul nu va avea profitul maxim, deoarece nimeni nu poate să dea prețul pe care l-a dat persoana care cumpăra bizul sau casa respectivă. Dar poate să vândă casa, nu știu, la 80% din preț, chiar 50%, nu știu. Că staff-ul poate să vă acorde chiar și 20% din preț, adică staff-ul este subiectiv aici. Adică, uite, când zicem, când e vorba de fuziune, vine, nu știu, un admin 4, nu știu, habar n-am. Vine un admin 4 și spune, sau nu știu cine se ocupă, un admin 6, habar n-am de gestionarea asta. Băi, mie nu prea îmi place casa asta, hai să-i dau un preț mai mic. Ei, și-i dau un preț mult mai mic, chiar dacă l-au dat 300.000, poate să primească și 50.000 pe casă, fiindcă adminului respectiv nu i-o convine cum arată casa sau cum e, înțelegeți? Poate să existe foarte multe, nu spun că vor exista, dar există, înțelegeți? Sunt anumite chestii care trebuie luate în calcul când vine vorba de fuziune. Și trebuie să le aveți și voi la cunoștință. Deci cam așa ați putea să faceți rost acum de bizuri, de case, de ce aveți voi nevoie. Și să le vindeți, înțelegeți? Cum să faceți rost de ele? Puteți să faceți așa rost foarte repede dacă vreți să cumpărați ceva și trebuie să-l cumpărați la un preț foarte, foarte ieftin. Cred că ați înțeles deja cum stă toată treaba asta, deci oh my god, hai că am terminat cu faza asta, cred că ați înțeles deja. Ce să facem, băi băieți, crate-urile, doamne, am uitat deja de ele, unde sunt? Marchează trofeu, ia să vedem, vreau să luăm un crate pe episodul de azi. Dar nu vreau să merg pe aeroportul din San Fierro, vreau încă una. Asta e că am uitat că e bug. Pac. Uite, pe aproape unde, mă? Bă, voi vedeți un trofeu pe undeva. Uite, încolo, da. Tot în sâfă. Ia. În LV. Așteptați puțin ca să facem rost de crate. Crate-urile astea nenorocite.
Cred că asta e în LS. Aha, că e aproape de LS. Hai să luăm pe ăsta și după încheiem episodul ăsta minunat. Să vedem și noi, să vedem și noi ce ne pică, înțelegeți? Băi băieți, până una alta aș vrea să vă spun câteva chestii. Aștept un follow pe Instagram dacă vreți să vorbim. Postez story-uri aproape zilnice, puteți vedeți acolo ce mai face Robin de cursul zilei, cum arată Robi, cum e Robi, ce face Robi. Follow pe Roberto Barabas, că filmez, am înțeles, cred că băiatul ăsta rămâne uluit când află că filmez după o lună. Cum ar rămâne toată lumea dacă m-ar întreba, adică să întreb o persoană timp de o lună, filmează, filmez și să spună nu și după o lună, îți răspunde, evident că rămâi șocat într-un fel. Bun, hai să mergem repede să luăm creitul, dar aici suntem băieți buni și trebuie să ne grăbim, pac, pac. Mamă, dar arată fain, bă, jocul ăsta nemodat, frate. Gândiți-vă dacă îl modam, cum mi se părea când intram pe joc, mi se părea foarte wow. Nu știu, n-am intrat de mult pe calculator, nu știu, m-am axat mai mult pe viața asta reală, cum s-ar numi. Și m-am detașat și de calculator și de YouTube și de toate astea, dar ce trebuie uneori o pauză. Și oricum de la Samp, pauza deja încă este, adică nu intru chiar în fiecare zi, dar e ce? Am aflat că cu jocul ăsta nu prea ai ce face, vedeți că scad și jucătorii, scad cam toate. Da, hai să rămânem optimiști, eu cred că jocul ăsta mai are încă o șansă, deci mai are o șansă. În fine. Ai de capul meu, ce-i chestia aia, frate? Ce-i chestia aia, fratele meu? Hai de cap. Pot să pentru tamlin? Bă, fratele meu, ce chestie... Bă, voi vedeți ce față are ăla de sus? Are față cu Joker, nu... Joker, cred că e ăla din film, dar are... Pe la colțurile gurii, vopsit cu orul roșu, cred. Nu știu, nu m-am uitat la film. Dar cred că e ceva de genul. Mă corectați voi dacă greșesc. Hai să dăm o pe încrei, Doamne ajută! Să primim și noi ceva acolo, bine, ceva bun. Purple, hai, ne. A? O lună? Nu cred. Oh my god. O lună, du-te, frate. Am luat pe o lună, compre. Bă, ce noroc s-am, frate. Du-te, frate. Nu cred. Nu, pentru asta trebuie să zdrobiți butonul de like pentru creditul ăsta, zdrobiți-l, mamă! Da, am luat pe o lună, șmecher, foarte șmecher. Bun, hai să mai luăm un concret să vedem ce ne pică. Bă, dar frate, o lună să-mi pice? Când am văzut că se prima, mă, 10%, 5% șanse. Puțin rău de tot și mi-au venit, vai! Thanks, God, thanks. Te pricep la postii, mă, gă? Da, adică e tot. Adică tot postez imagini. Ce, cred că v-ați fac un psot de la un... Stai să vezi că-ți arăt eu imediat. Post... Asta e postimages.org. Stai să termin, bro. Că până acum apare în engleză site-ul. Postimages.org. Bă, normal, dacă acolo slash ro... S-o băga pe directorul de română, deci n-ar trebui să dea în engleză. Dar Imgur nu merge? Din câte știu, Imgur era site-ul unde puteai spui poze foarte ușor, adică nu te chinuiai foarte mult să faci spui câteva poze, dacă puneai multă. Mă lăsă doar una poză maximă. O schimbat aia, că de cât timp n-am pus. În fine, stai că imediat intrăm, îl ajutăm pe domnul Super Pig, ia să vedem. Mai aveam același noroc, ia să vedem. Pac. O să mor. Mamă, frate, ce noroc, eu am, cât am câștigat o lună, 37 de zile am câștigat. Haide că e bine, fratele meu. Bun. Vehicles, oh my god. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Băi băieți, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like.
un coment pentru întrebări sau sugestii și subscribe dacă doriți să fiți la curent cu toate notățile și pentru videoclipuri noi și share-ți vă dă și prietenii voștri. Noi ne vom vedea data viitoare la un nou episod. Robi vă pupă dulce, la revedere și vă iubește enorm de mult. Zdrobiți butonul de like. Vă mulțumesc enorm de mult pentru susținere, vă iubesc și sunteți cei mai tari. Bye!